a născut pe Mesia. În țara Glăcași, acel oraș, a născut pe Mesia. De să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Bună seara! Mulțumim foarte mult quartetului din corul Sfânta Treime al Bisericii Sfânta Treime Dudești, soprana Olga Caia, Antonia Popa, Raluca Ariciu și Andrei Bolohan. Bună seara! Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această bucurie extraordinară pe care ne-ați făcut-o. Suntem aici în a doua zi de Crăciun, dar mă bucur foarte mult că reușim oamenilor să le aducem colindele tradiționale în casele lor și aș vrea să vă întreb cum ați petrecut de Crăciun, care e tradiția favorită? Vă rog! Bună seara, împreună cu familia, bineînțeles, cu cadouri, am fost dimineața la biserică. Ați și colindat? Bineînțeles, sau ați colindați? Și. Da? Și, da. Dimineața am fost la Sfânta Liturghie, după care ne-am întors acasă și ne-am petrecut în familie. Cum e, mai degrabă sunteți colindată sau colindați? Ambele variante. Și vă cere lumea așa să colindați, nu? Tot timpul. Bineînțeles, da. Colindele tradiționale, care e cel mai, sau să zicem, care e colindul preferat? Păi, cu ce am început acum, da? O ce veste minunată, da. Da. Astăzi s-a născut Hristos, praznic luminos. Oamenii ce cer? Când zic, oamenii când vor un colind, ce fel de colind cer? O ce veste. O ce veste, da. E tradiționalul. Cele tradiționale, da. Uh-huh. Și v-aș întreba și de bucate? Bucatele tradiționale de Crăciun? Sărmăluțele. Sărmăluțele, da. Înțeles. Și dumneavoastră? Da, mai mult cu cântatul. Mai mult cu cântatul? Asta e un lucru bun. Mai mult cu cântatul. Domnul-i cu mâncatul, bag de seama. Da, nu pot să spun. Ce faceți în continuare de sărbători mai departe? Suntem în vacanță. Sunteți în vacanță? Da. Ne tragem sufletul. Că rămâneți în București sau ați ales vreo locație în România unde mergeți? Păi, cred că după anul nou o să plecăm și noi. Momentan. Aici, ne colindați pe noi toți. Da. Ce ne-ați mai pregătit în seara asta? Praznic luminos. Praznic luminos. Haideți să ascultăm împreună. Încă o dată, mulțumesc foarte mult. O surpriză plăcută în această seară de noi. Mulțumesc foarte mult. Praznic luminos, strălucit frumos, astăzi ne-a sosit și ne-a veselit, ca Mântuitor și Izbăvitorul Cudru s-a născut, Cudru s-a născut. Raiul cel închis, azi s-a deschis, și-a pezit cumplit, capul s-a zdrobit. Și strămoșii iară de zâta fecioară, iară s-au înnoit, iară s-au înnoit. Îngerii cântau, păstori fluierau, magii se-nchinau, toți se bucurau. El îl căuta, voi morți-al da, dar cum cu Iisus din țară s-a dus, fie lăudat, binecuvântat, da pururi, amin, da pururi, amin.
mulțumesc încă o dată foarte mult că ați fost alături de noi. Și unde vă pot oamenii asculta încă o dată? Sunteți parte din corul Bisericii Sfânta Treime, da, aici în București, înțelegem. Da. Da? Deci acolo oamenii vă pot asculta în continuare, duminicile bănuiesc. Da, în fiecare duminică, mai ales în sărbătorile mari. Da. Asta e o adevărată bucurie. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Sărbători cu bine și un an minunat să aveți. Mulțumesc foarte mult. A fost o adevărată bucurie să îi avem alături de noi în această seară. Mi-am propus să vă aduc de aceste sărbători colindele noastre tradiționale în case. Sper că ați fost colindați, sper că ați primit colindători, că așa și trebuie. Și sper că ați avut pe masă bucatele noastre tradiționale. În cele ce urmează, vreau să mergem într-o bucătărie din Bucovina, vreau să mergem într-o pensiune din Bucovina. Mărturisesc că am fost cândva acolo, nu erau sărbătorile de iarnă, dar în orice caz mesele erau încărcate cu bucate tradiționale. Bună seara, Cristian Vancea, în inima Bucovinei. Salută! Bună seara! Ați venit în Bucovina. Uite, mă bucur tare mult să fim în seara asta împreună la Cabana Vânătorului. Spune-mi, e acolo unde am fost pe vremuri noi sau e una dintre cele noi deschise de tine? Momentan, acum sunt într-una din asta nouă. Am înțeles, deci avem de recuperat. Recent și musafirii sunt în zona aici, se distrează. Cum și e au vremea? Toate tot ce trebuie. Anins? În Bucovina. În Bucovina este cald. Este cald și e foarte... Da, nu este o atmosferă foarte plăcută. Dacă era zăpadă, era mult mai bine și turiștii se țeau mult mai bine. Dar facem noi ceva, sunt mai bine și așa, și fără zăpadă. Dar ce avem pe masă? Ce bucate ai pregătit turiștilor? Presupun că ai turiști și români și din afara țării sau numai români? Momentan, acum suntem numai de aici, din România. Uh-huh. Sunt din afară mai puțini. Dar față și de alți noi... ani, au venit oamenii să petreacă sărbătorile în Bucovina, da, nu? Da, da. Da, în Bucovina este 100% populată toate pensiunile și în zona aici la noi sunt pensiunile care sunt toate super frumoase și cu ospitalieri, oameni care așteaptă oameni cu mare drag în Bucovina să vină. Bucatele vrem să le vedem. Ce le-ai pregătit? Ce le-ai pregătit turiștilor? Arată-ne, dă-ne din casă, spune-ne. Păi, de obicei, aproape turiștii cam aceleași produse le primesc aici la noi. Tăiatul porcului, o țuiculiță fiartă, o plăcintă cu cozonac, cu mac, că sunt multe. Asta ce dați dumneavoastră din... cu ceaunii, pregătirile. Cu pregătirile. Da, pregătirile cu... da. Pregătirile sunt și le facem împreună cu turiștii. Ce își doresc ei și în afară de ce este tradițional, sarmale, tochitură, produsele de la porc care se fac la noi. Și oricum, cine a fost aici, se întorc iarăși în Bucovina, să știți. Ce vă cer turiștii de obicei să gătiți sau pentru ce vin? Că știi cum e, întreabă, ai și nu știu ce, ai pus pe masă și nu știu ce, te întreabă, care e preparatul lor preferat, în afară de sarmale? Este... Da, în principal sunt sarmale, tăiatul porcului, cu astea sunt. După aia vin ciorbile a doilea zi de Crăciun, care trebuie neapărat, că știți care este situația? Da, absolut. În seara de Crăciun, de Revelion, românul petrece, orice ar fi. Și a doua zi cu ce își revine? Cu ce își revine în Bucovina? Cu ce își revine? Depinde de cerință. Știți, sunt ciorbi care unul vrea ciorbă rădăuțeană, unul de burtă, unul de perișoare, unul vrea pătroace, nu știi. Asta le facem după preferințele turiștilor și cazațelor care avem noi. Și colindători ați avut? Sigur că da. Aici, în Bucovina, să știți că se păstrează tradiția foarte mult. Da, se păstrează tradiția. Poate ați văzut cum am îmbrăcat și eu un pic așa pentru dumneavoastră. Văd. Și oamenii la noi, în Bucovina, sunt toți ospitalieri. Așteaptă turiștii cu mare drag. Nu pleacă nimeni de aici dezamăgit. Spune, prin comparație cu alții ani, că a fost și pandemie, a fost mai dificil pentru voi cu pensiunile, cu Horeca. Cum ți se pare revenirea turiștilor, gradul de ocupare față de alții ani? Vă dați seama că acum gradul de ocupare față de alții ani este mult mai mare și sunt oamenii asta caută. Pensiunile și
nu merg la cluburi la de-astea. Ei caută acum pensiunile și să fie mâncare bună și o țuiculiță, un vin fert, un vin de casă care îl facem noi și aici îl facem, țuica tot. De Revelion ce l-ai pregătit? Nerisărate. De Revelion ce l-ai pregătit turiștilor? Acum pe 28 vine cazarea. Da. Pe 30 vreau să-l tai porcul domnii și așteptăm cum așteptăm în fiecare an, cu o țuică, cu o verișorată, o afinată, un cozonac și produsele tradiționale, tot. Voi gătiți împreună turiștii. Cu turiștii, nu? Acolo. Adică îi introduce și pe ei în bucătărie cu voi. Păi da, sigur că da, că dacă nu suntem și noi acolo, vă dați seama. Ei tot ce doresc, noi le facem. Da, aici era zăpadă în imaginile astea pe care ni le-ai trimis, acum din păcate nu a nins. Sunt de anul trecut, domnișoara. Da, sunt de anul trecut, acum n-a nins acum, dar recunosc că asta e pensiunea unde am fost și eu. Da, o nins... Da, de 10 cm, așa, acum de vreo 2 săptămâni, dar s-a dus. Sau este cald acum și... Și acum, da, bine, Crăciunul fără zăpadă, da, în fine, importante sunt bucatele de pe masă. Spune-mi la nivelul... Bine, voi lucrurile le aveți în gospodărie cumva, da, tot ceea ce preparați sunt autentice, naturale. Dar m-aș uita la costuri, așa, față de alți ani, cu cât v-au crescut costurile în pensiune și mă refer în primul rând și la produsele pe care le pregătiți turiștilor. Nu știu, s-a întâmplat ceva cu camera. E în regulă, întoarce, ești foarte bine. Până atunci da? Vedem alte imagini. Tu povestește-ne, deci cum sunt costurile față de alți ani? V-au crescut foarte mult? Da, costurile vă dați seama că curentul a crescut, motorina a crescut, produsele care le facem, faina, grăunțele care dai la animale, sunt toate crescute și prețurile trebuie să crească un pic, știți? Cât e la voi, să zicem, o perioadă din asta de cazare de câteva zile acum de sărbători? Acum depinde și de cerințele turiștilor, știți? Depinde ce vreau și ei și ne facem să ne înțelegem, știți? Este... Să fie toată lumea mulțumită. Dacă mai întorci un pic camera, ne mai vedem o dată înainte să ne luăm Perfect, e așa. Da, perfect. Cristian Vancea, din inima Bucovinei, mă bucur mult că ne-am văzut. Sper să aveți turiști mulți și zăpadă, că bucate tradiționale bune știu că sunt. Tu aveai și vânat acolo, nu? Parcă aveai și preparate din vânat. Da, da, dar momentan anul ăsta e mai puțin, pic. N-am avut timp să fac și... La an! La anul care o să fie mai bun. Mulțumesc mult, Cristian Vancea din Bucovina, Casa Vânătorului. Mulțumesc mult să aveți sărbători cu bine acolo. Sunt sărbători frumoase tare în Bucovina, dar și peste tot în țară. Din păcate, n-a prea nins, dar bucatele pe mese au fost aceleași. Mergem în scurtă pauză de publicitate, iar când ne întoarcem, vorbim cu românii noștri din diaspora, ne povestesc cum au fost sărbătorile departe de casă și ce i-ar face să se întoarcă acasă. Publicitate și ne întoarcem. Ne-am întors și așa cum v-am obișnuit de câte ori e zi de sărbătoare, nu vreau să petrecem o zi de sărbătoare fără românii noștri din diaspora, așa cum de 1 decembrie am făcut un tur așa prin diaspora și v-am adus câteva din poveștile românilor noștri plecați departe. Vreau ca și acum de Crăciun să îi ascultăm, să vedem cum petrec ei sărbătorile departe de casă, să le ascultăm poveștile și să-i respectăm, să-i prețuim, pentru că ei sunt cei care au plecat de acasă acum mulți ani și care trimit în România mai mulți bani decât e capabil statul român să atragă din investiții. Numai în primele, din fonduri europene mai ales, numai în primele 8 luni ale acestui an au trimis acasă 4 miliarde de euro. Bani care vin aici în economia României, care au grijă de familiile rămase acasă și care dezvoltă România în care ei s-ar putea să nu se mai întoarcă. Pentru că noi nu facem încă ce trebuie aici, acasă. Bună seara în Marea Britanie, Lucian Ene. Bună seara, Ioana, bună seara tuturor. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc, Lucian.
Este o onoare să reprezint eu românii din diaspora și mai ales pe cei din Marea Britanie în cazul de față. Și mai vreau să zic bună seara și în Germania, Ionela, Zota, care, mă rog, acum e într-o mică vacanță, dar tot în diaspora este. Bună seara! Bună seara și mă bucur să ne reauzim. Mulțumesc! Nici nu știu de unde să încep, că mă emoționează cumva ambele povești. Ionela, am să te rog să ai tu răbdare ca să ascultăm povestea unui tânăr care a plecat după absolvirea liceului în Marea Britanie și care a rămas acolo. Lucian. Da, foarte bine ai spus, Ioana. Într-adevăr, drumul meu în Marea Britanie a pornit în 2009, imediat după ce am terminat liceul. Am decis să urmez cursurile unei facultăți din Marea Britanie, pentru că îmi doream o provocare, cred. Mi-am dorit foarte mult să-mi câștig independența și să văd cu adevărat din ce sunt făcut, să văd cum este și viața peste hotare și pot spune că până acum mi-a priit. A fost o experiență benefică. După cei 4 ani de facultate am decis să încerc să-mi găsesc un loc de muncă aici și de atunci, din 2013, tot pe aici mă aflu. Deși vin în țară cât de des pot pentru a-mi vizita familia, și cum ai spus și tu, de fiecare dată, mai ales în perioada sărbătorilor, se întâmplă să te cuprindă dorul de casă și să te gândești cum ar fi fost dacă aș fi fost acolo. Dar să nu te emoționezi. Să nu te emoționezi. Da. Zine, cum e comunitatea de români din Marea Britanie? Sunteți foarte mulți și anul ăsta ați trimis cei mai mulți bani acasă. 900 de milioane de euro au venit din Marea Britanie în România. Da, ce pot să spun? Este o comunitate numeroasă, într-adevăr. Sunt fel și fel de oameni care au decis să vină aici pentru vari motive, la fel ca și mine. Sunt mulți care au decis să rămână aici. Perioadele, bineînțeles, sunt mai mult sau mai puțin determinate pentru fiecare dintre noi. Dar da, tot ce pot să spun este că o comunitate atât de mare de români te face să nu-ți fie atât de tare dor de casă, dar cu toate astea se întâmplă și asta. Cum ai petrecut Crăciunul ăsta? Ioana, Crăciunul acesta l-am petrecut aici. N-am reușit să merg acasă. Uneori încerc să evit să mă deplasez în România înainte de sărbători, pentru că de cel mai multe ori este aglomerație. Și da, am decis să petrec aici cu prietena mea și cu familia ei, care și ei sunt aici, într-un cadru cât se poate de intim și de liniștit, pentru că de obicei asta caut în perioada sărbătorilor, liniște și cât se poate să fim aproape unii de alții. Te mai întorci, Lucian, acasă? În România? Te-ai gândit? Ai vreun plan? M-am gândit, sincer. Așa. M-am gândit. Am avut o pornire de genul acesta acum vreo 2 ani, pentru un motiv personal, dar nu mi s-a arătat, să spun așa, și ca atare am decis să mă reîntorc. Am avut norocul ca locul unde lucrez să-mi înțeleagă situația și să mă primească înapoi. Am lucrat cu jumătate de normă o perioadă cât am stat în țară, aproximativ 3 luni, și de atunci pot să spun că mi s-au schimbat cumva planurile și perspectivele și am decis să rămân aici pentru moment. Cât vorbesc cu Ionela, să te gândesc să-mi spui ce ar trebui să schimbe acasă în România ca într-o zi să te întorci și tu și prietena ta, da, și să faceți aici, da, totul, să construiți aici acasă, cum ar veni. Ionela, tu ai grijă de comunitatea, ești foarte implicată în comunitatea de români din Germania. Noi ne-am cunoscut la un eveniment în București, dar știu că voi candidați acolo în consilii locale, sunteți foarte, foarte implicați în viața comunităților. Povestește-ne un pic. Așa este. Trebuie să menționez faptul că și eu sunt venită în Germania în aceeași perioadă cu Lucian. Lucian, exact, așa. Da. Tot în 2008, în august, am venit și eu în Germania. Deci nimic nu e întâmplător. Da, apropo de asta, până prin 2008 spuneam întotdeauna că nu voi pleca niciodată din țară. Dar eram atât de hotărâtă că nu voi pleca încât puteam jura că eu nu voi părăsi niciodată țara. Dar în momentul când am luat decizia să mă întorc, să vin aici, am spus, cred că Dumnezeu are un plan cu mine de m-a trimis acolo. Da?
Și după 14 ani pot spune că, într-adevăr, Dumnezeu a avut un plan cu mine și iată că pot să zic că cele 4.000 aproape de persoane care au fost ajutate în ultimul timp în cadrul Centrului Cultural pe care l-am înființat și alte zeci de mii care beneficiază de informațiile aduse de noi și așa mai departe, nu sunt puțin ca număr. Lucian, ce ar trebui să facem ca să te întorci acasă? Mă gândesc la un mod cât mai diplomat și direct în același timp să spune cu încredere întrebările tale. Da, cred că sunt destule, sincer. Deși se fac pași, ce-i drept, nu pot să spun că se văd, nu știu, doar pașii care nu se fac. Se văd și anumite aspecte la care se aduc îmbunătățiri. Nici nu știu. Cred că ar trebui să creștem un pic stima de sine a tuturor românilor și ca politicienii să se implice cât mai mult în bunul mers al lucrurilor și să facă lucrurile mai bine, din punct de vedere social, în primul rând, pentru tineri ca mine și pentru mulți care, da, au plecat, deși poate nu sunt chiar toți tineri, dar având de ales între cele două opțiuni, fie a pleca peste hotare, fie a rămâne în România, au ales varianta cea din tâi. Și pentru calitatea vieții, că atunci când spui social, cred că la asta te gândești, la servicii de sănătate, da, la educație, da, la cum ne creștem copiii, da, în România versus alte state europene. Lucian, lasă un mesaj românilor de acolo, din inima Angliei, de Crăciun, de anul nou. Tot ce pot să le doresc este să fie mândri de faptul că sunt români, să nu uite niciodată de unde au plecat și le urez tuturor sărbători fericite, un an nou cu pace și cu prosperitate. Lucian, îți doresc să ai un an nou foarte bun. Sper să vii acasă și într-o zi să și rămâi acasă. Te-am văzut atât de emoționat. Mărturisesc că, Lucian, mulți dintre românii din diaspora care sunt astăzi în direct cu noi, în afară de tine și Ionela, vor mai fi și alții. Nu cunosc pe nimeni personal, dar pe voi vă cunosc. Lucian a fost colegul meu de bancă în liceu și cred că nu ne-am mai văzut de aproape un deceniu. Da, mă bucur mult că te-am văzut în seara asta, Lucian. Îți doresc multă sănătate și un an nou bun. Și voi acolo ne reprezentați și pe noi. Vă mulțumim pentru tot. La mulți ani, Crăciun fericit, Lucian, mulțumesc. Și acum mai trec un pic prin Germania. Ionela, nu te las singură, pentru că vreau să o salut și pe Alina Arbeiter, româncă stabilită tot în Germania. Bun găsit, mulțumesc, bună seara, vai ce frumos e acolo. Bună seara, bună seara. Bine, sunt și Ionela, e Crăciun fericit, pentru că știu că nu este aici lângă noi la Nürnberg. Da, lipsește. Să vă spun sărbători fericite acasă. Mulțumesc. Da, spune-ne povestea ta, Alina. Când ai plecat? Cum te-ai acomodat acolo? Cum e pentru voi? Eu am plecat de vreo 35 de ani. Sunt, da, exact așa fac și eu când mă întreabă lumea. Am plecat, aveam 21 de ani atunci când am părăsit, sunt din București, când am părăsit Bucureștiul, era după Revoluție. Acomodarea, cum să vă spun, au trecut atâția ani în care pot spune, am crescut mai mult aici în Germania decât în România, dar ceea ce simțim și ceea ce suntem români, indiferent cât timp am petrece pe alte meleaguri. Și, în primul rând, aici la Nürnberg, unde comunitatea este foarte mare, unde avem atâtea posibilități să arătăm poporului german ceea ce știm noi, să facem cel mai bine, să ducem tradițiile mai departe. Nu știu cât știu, noi avem post de radio aici la Nürnberg, având redacția Luceafărul în FM de peste 25 de ani. Pentru români, da? Pentru români. În fiecare lună, între ore 18 și 20, noi aducem puțin din România aproape în casele românilor. Și de aceea spun că în toată Germania este foarte frumos, probabil fiind în aceeași branșe cu voi, cei de acasă, este foarte frumos atunci când simți românește, atunci când crești copiii în limba ta maternă
și mai ales în ceea ce noi facem împreună, împreună cu Ionela, cu Centrul Cultural de la Nuremberg, cu Mad Media, cu ceea ce știm noi să facem mai frumos. Spune-mi, bănuiesc că după 35 de ani îți mai pui întrebarea dacă te întorci sau nu acasă în România? Ce te-ar convinge? Da, este o întrebare grea, dar o întrebare atât de frumoasă. Eu cred că fiecare și-ar dori să se întoarcă acasă. Dar având copiii născuți aici, pentru că am doi copii născuți în Germania, probabil casa lor este aici, a lor. Vreau să spun, bunica este încă acasă la București, dar cine știe? Poate petreceți cu bucate tradiționale de sărbători? Dacă mai pot să repet, că nu. Dacă petreceți cu bucate tradiționale românești de sărbătorile astea. Da? Sigur, sigur. Petrecem așa cum petreceți și voi și da. În casa noastră te cântă colinde. Revelionul este în limba română, danstăm, mâncăm sarmalele tradiționale românești, cozonacul pe care l-am făcut acasă, exact ca voi acasă. Mă bucur mult. Lasă-ne un mesaj pentru români înainte să trec la următoarea țară, la următoarea poveste. Lasă-ne un mesaj în seara asta de la voi de acolo din Germania. Nu uitați în primul rând că sunteți români. Nu uitați că ați plecat, dar datinile și tradițiile voastre au rămas acolo, acasă. Vă dorim sărbători fericite oriunde ați fi în colțul de lume și duceți limba română mai departe cu mare drag. Îți mulțumesc mult, Alina. Sărbători fericite, un an minunat să aveți acolo, să fiți sănătoși și poate într-o zi voi vă vedeți aici la noi la televizor și noi poate vorbim și pe calea undelor cu românii din comunitatea voastră de acolo din Germania. Îți mulțumesc mult, sărbători cu bine să ai. Merg mai departe și spun bună seara în Belgia, Ana Maria Vition, bun găsit, bună seara! Bună seara! Rămâi alături de noi, mai o am și pe Ionela din Germania. Ionela, spune-mi, te rog, cu acest centru pe care voi îl dezvoltați, ce fel de evenimente derulați acolo? Pentru că o să aflăm imediat de la Ana Maria ce face pentru cei mici cu rețeaua Biblioteca Prichindeilor. Te rog, Ionela. Noi avem, prin activitățile Centrului Cultural, aproape orice în cadrul centrului. Promovăm tradițiile românești, avem un grup de dansuri populare pentru copii, pentru adulți. Avem, la fel cum am spus și cum am auzit acum, avem și o bibliotecă românească, unde peste 25.000 de cărți selectate și foarte bune le pot găsi în cadrul ei. Tot felul de activități pentru copii, pentru adulți, pentru seniori, cum le spunem noi, deci de integrare, cursuri de limbă, de cursuri de limba română, care merg extraordinar de bine și deja am intrat în al treilea an când consecutiv copiii care vin în cadrul Centrului Cultural învață limba română. Și apropo de întoarcerea în România, pot să spun că anul acesta 6 copii s-au întors în România. Și am primit un feedback, ca să zic, de la părinții lor că integrarea lor în școala din România, după cursurile de limba română pe care le-au făcut la Nuremberg, în școala noastră, a fost mai ușoară decât se așteptau, pentru că acești copii care au făcut deja 2 ani de zile de limba română în cadrul nostru, în cadrul centrului nostru cultural, au avut un start, deci au avut o pornire mai bună în școlile din România. Se poate și așa cum spunea și Alina, nu cred că există român care în trăfundul sufletului, așa cum spune românul, să nu-și dorească cândva să se întoarcă acasă. Cu siguranță asta. Ana Maria, spune-ne, această minunată rețea dedicată copiilor, o rețea de biblioteci, o aveți în Belgia, da, Biblioteca Prichindeilor, dar e încă în 15 state, dacă am înțeles corect? Suntem 15 biblioteci în total, deci cu Belgia încă 14. Și ce faceți? Ce activități aveți pentru cei mici acolo? În primul rând, punem la dispoziție cărți foarte atent alese familiilor care au copii și pe lângă asta organizăm frecvent întâlniri de joacă și lectură, le spunem noi, prin care încercăm să-i aducem împreună pe copii într-un context în jurul cărților în limba română. De sărbătorile astea, cum ați petrecut? Ce ați făcut tradițional? Au venit bunicii la noi și ne-am bucurat așa de un moment de reconectare, pentru că sunt bunicii din partea soțului pe care nu i-am văzut de 2 ani.
Deci mai vin și cei de acasă la voi acolo, da, în diaspora, nu veniți voi mereu aici, da? Te-aș întreba și pe tine, e ceva ce, sau nu știu, te-ai gândit la un moment dat să te întorci definitiv în România, să-ți faci un plan, să zici, mai după ce bifez două, trei astea, mă întorc și rămân acasă? Noi am emigrat în ianuarie 2021, deci nu avem foarte mult timp aici și deocamdată explorăm oportunitățile pe care piața de aici ni le oferă. Iar dacă ar fi să ne întoarcem, ar fi în cazul în care România ar putea să ne ofere un sistem de administrație, un sistem educațional și un sistem de sănătate comparabil cu ce avem aici. Ionela, spune-ne, știu că la voi sunt foarte mulți români care candidează, da, în Germania, în consilii locale și voi ați sprijinit astfel de candidați. Așa este. Și noi, chiar și eu am candidat, da, și am prins un post în Consiliul de Integrare a orașului Nuremberg, iar anul acesta, într-adevăr, roșii moldoveni, de fapt, au scris istorie, pentru că am fost patru candidați în România și un candidat din Republica Moldova. Și am intrat toți. Deci faptul că românii moldoveni au fost uniți, cum îmi place mie să spun, am cam suflat locurile celorlalte naționalități. Da. Și e pentru prima dată când în istoria Consiliului Local există români adevărați, ca să zic așa, deci autentici, dar în același timp patru odată. Deci este chiar am scris istorie și asta este un lucru extraordinar de bun. Vreau să-i salut și pe Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, bună seara, și pe Bruno Ștefan, sociolog. Sper că ați ascultat de la început aceste intervenții. Ne-am plimbat un pic și prin Germania, am fost și prin Marea Britanie și acum în Belgia și au fost extrem de emoționante intervențiile. Am să le rog pe doamne să mai rămână un pic și vom mai avea încă o intervenție. Domnule Bruno Ștefan, cred că ați ascultat și dincolo de toată emoția, oamenii aceștia foarte mulți, milioane, nici nu știm exact cât sunt. Unii plecați de un an, doi, unii plecați de 30-40 de ani, cu familii întemeiate acolo, sau oameni care cred că în inima lor s-ar gândi să se întoarcă acasă. Doar că mă tem că nu se vor întoarce. Unde greșim noi aici acasă? Că nu deblocăm energiile creatoare ale lor aici. Vă dați seama ce potențial uriaș a pierdut România lăsând acești oameni să plece. Pentru că la noi a fost un sistem care n-a stimulat aproape deloc participarea oamenilor la viața cetății. Erau numai niște șmecheri care ocupau funcții și ei tindeau să facă tot. Poate nu șmecheri, oameni cât se poate de serioși. Uitați, mă gândesc la Nicu Șordan, un om destul de deștept, sau la alți primari, dar care încearcă să rezolve singuri ceea ce ar rezolva cu mult mai multă ușurință dacă ar apela și la mine ca cetățean, și la dumneavoastră și la mulți alții. Dar noi nu avem această cultură a participării și atunci ne simțim dați la o parte din jocurile cetății și când vedem că lucrurile merg greu pentru că nu se rezolvă doar cu unul pus acolo care nu știe să apeleze la mine ca cetățean, nu mă pune în valoare, atunci plec. Și așa au plecat mare parte dintre oameni. Da, au reușit să ajungă acolo pentru că acolo li s-a... au fost chemați, mai veniți și implicați-vă. Și uitați-vă că s-au dezvoltat la ei ceva ce ar fi putut să dezvolte și la noi dacă am fi dat la o parte această temere insuflată cumva de către unii și alții că la putere eu sunt destul de prost, nu mă pricep, celălalt este la fel și atunci dacă ajunge cumva trebuie dat la o parte și în așa fel încât te vezi parcă săpat de fiecare dată când încerci să faci ceva. Ține doar de sistemul social de la noi care nu a pus preț decât la vot pe cetățean și pe urmă l-a lăsat deoparte zicând gata, de acum nu mai este treaba ta. Ori implicarea cetățenilor în treburile publice, în treburile administrației, este un indicator fundamental al democrației oricărei țări. Și noi suntem la acest criteriu pe ultimele locuri în țările, nu chiar pe ultimele, dar suntem foarte căzuți. Deci, da, privesc cu admirație ce au făcut acolo, cu durere că ar fi putut să facă și la noi și că am fi putut să facem lucruri extraordinare. Dacă i-am fi ținut aproape, este rana cea mai mare a neamului nostru că au plecat atât de mulți și foarte puțin se întorc. Da, privesc cu optimism că încep să se întoarcă unii dintre ei,
că țin legătura cu țara tot mai mult și ca niciodată acest sfârșit de an m-a pus în legătură cu colegi de facultate care au plecat și care mi-au spus, măi, mă întorc, poate nu mă întorc anul ăsta, poate la anul, dar numai. Am realizat acolo, în afară, multe, dar vreau înapoi, pentru că ei simt că dacă ar fi depus același efort și aici în țară, ar fi reușit probabil și aici. Dar noi, cumva a fost o cultură a blazării și e generală, nu este numai de elite, ține de un fel de a fi al nostru care parcă ne tragem în jos și spunem că parcă nu se mai poate. Ne-a dispărut optimismul. Ana Maria, acolo cât de ușor vă lasă autoritățile să vă implicați, să fiți creativi, să creați voi, da, tot felul de inițiative de la business-uri la cele non-profit, să zicem? Noi am avut parte de o deschidere foarte mare, cel puțin aici în Belgia, iar multe din colegele mele, la fel, în țările în care se află, suntem primiți cu brațele deschise de către bibliotecile publice să susținem activități în limba română și ne ajută cu tot ce pot ei din punct de vedere logistic. Lasă-ne și tu un mesaj de sărbător pentru toți românii de acasă, de acolo, din Belgia, că azi îi reprezinți pe românii din Belgia. Le-aș spune să fie curajoși și să îndrăznească să ceară tot ce li se cuvine. Îți mulțumesc mult, îți urez în continuare Crăciun fericit, un an foarte bun 2023 și să ne revedem sănătoși și sper mult, pentru că n-ai apucat să pleci de mult din țară, sper mult să te întorci acasă. Până atunci, spor acolo cu Biblioteca Aprichindeilor, mulțumesc. Domnule Ialomițianu, sunt 4 miliarde de euro pe care i-au trimis numai în primele 8 luni ale acestui an. Vorbim despre 900 de milioane de euro numai din Marea Britanie, apoi Germania, Spania, Italia. Sunt state care trimit enorm de mulți bani acasă. Noi nu știu ce facem cu banii ăștia, că nu facem mai bine pentru țară ca ei să revină acasă. Înainte de criza din 2009, trimiteau 9 miliarde de euro pe an. Era principalul contributor la economia și pentru România. Și cu acei bani foarte mulți români, adică rudele, părinții celor plecați, își duceau existența și contribuiau la pozitiv la creșterea economică, pentru că banii cheltuiau în România, iar Banca Națională îi folosea pentru a-i transforma, adică să-și mărească rezerva. Dar ce vreau să vă spun legat de cei care au plecat? Sigur că mă bucur că păstrează tradițiile și obiceiurile românești, produsele tradiționale. Sunt foarte mulți soliști de muzică populară și ușoară care sunt cerut să meargă de sărbători în zonele unde sunt români. Sigur că chiar dacă spunea persoana care a mers în Belgia că a fost primită cu brațele deschise, să nu credeți că e atât de ușor să se integreze. Trebuie să treacă timp, dar să știți că sunt foarte apreciați și își fac treaba acolo, pentru că societățile unde merg sunt mult mai bine organizate și îi apreciază mai mult față de societatea românească, unde, adică, nu-ți găsești locul sau nu ești apreciat la nivelul valorii sau să ți se creeze oportunități. Chiar spunea în intervenția persoanei care ați întrebat-o că dacă ar veni în România, e vorba de sistemul de sănătate, sistemul de educație, de la noi lasă de dorit și s-au cheltuit bani mulți, oportunitățile nu sunt valorificați cei cu care au experiență și sunt bine pregătiți și din păcate pentru România pleacă cei mai valoroși tineri sau persoane cu experiență de care România ar avea nevoie. Are nevoie, asta... da. Vreau să o mai salut și pe Alexandra Chiribeș, româncă stabilită, da, tot în Germania. Bun găsit, mă bucur să vă văd, sunteți îmbrăcată de Crăciun. Salutări! Bună seara, bine v-am găsit, da. Mulțumesc! Știu că aveți grijă și de o asociație pentru românii din Germania. Povestiți-ne mai multe. Așa este, fii responsabil, Verantwortlich sein. Sunt președinta acestei asociații, care s-a înființat în urmă cu 2 ani, în perioada pandemiei.
și da, încercăm și noi să aducem spiritul de acasă în toate formele posibile. Noi mai ales în social, eu fiind consultant în drept european și coordonator și manager de proiecte europene aici. Într-adevăr, Germania mi-a deschis acest drum. În România am fost profesor de limbă și literatură română și engleză. Când ați plecat din România? Ca și Ionela, în 2008, septembrie 2008. Și planuri de întoarcere acasă? Da, de ce nu? Eu sunt una care sper că țara mea o să fie așa cum este afară. Fetița mea de 12 ani, cea mare, anul acesta face o încercare de a se integra în România, în sistemul școlar românesc. Este deschisă, este foarte fericită, încântată. Vorbim de orașul Ploiești, Prahova. Da. Ea este născută aici, în 2010, deci putem să spunem că este un copil care... rădăcinile și limba mamei sunt Germania și limba germană, dar totuși iubește România cu desăvârșire, îi place acolo și acum o să mă las și eu surprinsă, iar în urma hotărârii ei și noi o să ne reîntoarcem sau o să rămânem aici. Dar deja am învățat cum să trăim și să construim poduri între cele două țări. Așa că te întoarce în țară sau rămâne aici este... Și cum este, Alexandra Chiribeș, pentru că germanii nu sunt poate la fel de calzi ca românii, așa se spune cel puțin. Sunt nordici, noi suntem mai latini, sângele mai învolburat la noi, mai așa rapid în mișcări, impulsionat. Așa este, mai lent, dar important este să te înconjori de oameni frumoși, oameni calzi, indiferent de naționalitatea lor. Eu am fost cooptată în această țară de către oameni, și când spun oameni, mă refer la oameni care sunt pe același drum cu mine, care m-au condus pe acest drum și... Sunt oameni între oameni, cum și noi suntem români între români și nemții sunt nemți între nemți. Ce activități aveți pentru perioada următoare cu românii din asociație? Românii din asociație. Noi am avut două proiecte pe parcursul acestui an. Unul susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Integrare și Reintegrare, o nouă viață după COVID-2019, pentru că am avut pe parcursul pandemiei foarte mulți români dornici să se întoarcă acasă. Foarte mulți conaționali nu știu că există drepturi europene de a se întoarce în țară, cum ar fi șomajul european sau transferul perioadei de muncă pe teritoriul acestei țări și multe altele. Așa am ajutat 76 de persoane anul acesta să se întoarcă în România din landul Nordrhein-Westfalen. Da? Aveam un scop de 45 de persoane. Ne bucurăm că printre aceste 76 de persoane este chiar și fiica mea. Da? Da. Am avut o revistă care a fost bilingvală, unde am scris atât despre drepturi și obligații ale conaționalilor în diferite spețe, cât și despre tradițiile noastre. Am sărbătorit diverse tradiții din România, cum ar fi Ziua Limbii Românești sau 1 decembrie, etc. Iar pentru la anul îmi doresc să continui acest proiect, Reintegrarea și Integrarea, deoarece are succes și îmi doresc cât mai mulți conaționali. Adică să ajutați oamenii să vină înapoi acasă, în țară, în România, da, să se întoarcă acasă. Da, asta e o veste bună. Deci tot voi faceți asta, nu noi acasă, ci tot voi acolo în străinătate faceți asta, culmea. Zine așa repede, cum ai sărbătorit de acest Crăciun și ai avut și bucate tradiționale? Am sărbătorit în familie și o să vă spun un secret. Da, ia. Din nefericire, mama mea pe 12 decembrie a făcut un infarct miocardic. Îmi pare rău. În România... a primit o internare în luna iulie anului următor. Știm cu toții ce înseamnă un infarct miocardic, da?
Datorită faptului că în 2019, când am născut fetița cea mică, am adus-o aici și am făcut cardul european de sănătate, da. Iarăși un drept nemaipomenit de care se pot bucura foarte mulți părinți care ne dorim să-i avem alături, am adus-o în Germania pe data de 21 decembrie, pe data de 22 decembrie a fost operată, iar astăzi a zis zburat înapoi spre casă. Da, mă bucur, să fie sănătoasă. Să fie sănătoasă, multă sănătate în continuare. Da, e, noi putem să facem asta și numai noi putem să Ăsta e motivul pentru care, uite, nu vă întoarceți. Ionela, îți las un minut jumate să-mi spui cum vă ajută nemții în campaniile electorale, că știu că voi candidați mult, ne-ai mai povestit și mi-ai zis că mai ai ceva de povestit. Te ascultăm. Da, trebuie, apropo, da, e foarte bine de știut, pentru că acum 3 ani de zile am candidat la un post ca și consilier, da? Și când mi-am anunțat candidatura, un bine cunoscut politician român m-a întrebat: Ionela, cât ai donat, cât ai cotizat ca să poți să candidezi? Așa. Și am spus: nimic, nu am donat nimic. I-am spus: din contră, partidul unde candidez suportă toată campania electorală, îmi face absolut totul. Și a spus: nu se poate. Și a spus: se întâmplă așa ceva la voi? Și am spus: da, pentru că atunci când ei văd un om valoros, egal ce naționalitate are, se implică. Și aici pot să spun încă o dată că atunci când ai valoare, oriunde ai fi, ar trebui ca tu să fii apreciat. Când e... Ionela, zi-mi repede de tot, când e următorul carnaval, că știu că organizați acolo cu toți românii, cu tradiții, da, cu tot. 19 februarie la anul vom participa și noi, iarăși pentru a treia oară. Este un carnaval unde participă peste 120.000 de spectatori și peste 1.000.000 de telespectatori. Nunta aleasă de noi este, tema aleasă de noi este Nunta la români și vom arăta încă o dată nemților ce înseamnă o nuntă adevărată românească. Vă mulțumesc mult, să aveți un an nou minunat, sărbători frumoase în continuare, să transmiteți asta și celorlalți români de acolo din Germania. A expirat timpul, dar mai vorbim și a doua oră. Mulțumesc, Alexandra, mulțumesc, Ionela, Crăciun fericit în continuare, cu domnul Ialomițianu, cu Bruno Ștefan, dar și alți invitați. Ne revedem de la fix, pentru că intervine și șeful ANAF să ne spună ce obligații fiscale ne așteaptă de la 1 ianuarie. Revenim!